Mai bine de o săptămână a reușit un grup de scandalagii să țină sub tăcere un scandal monstru iscat în noaptea de 16 spre 17 ianuarie într-un local de pe șoseaua Spătarului din municipiul Buzău. După ce au aflat despre incidentul violent, acesta nefiind anunțat la 112, oamenii legii au efectuat 4 percheziții domiciliare la protagoniștii altercației. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat o sabie tip macetă de proveniență spaniolă și o bâtă din lemn. Tot în acest timp au fost puse în executare 16 mandate de aducere emise de judecătoria Buzău. 6 persoane cu vârste cuprinse între 21 și 30 de ani din Buzău și Stâlpu au fost reținute ieri de polițiști, iar astăzi au fost prezentate parchetului de pe lângă judecătoria Buzău. V-ați bătut la seară? Ce-ați făcut? V-ați bătut cu arme azi? V-ați tăiat? Ce-ați făcut? V-ați bătut? V-ați bătut? Urma activităților desfășurate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor obiecte care se pare că au fi fost folosite în timpul evenimentului. 6 persoane cu vârste cuprinse între 21 și 30 de ani din Buzău și Stâlpu au fost reținute de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor de turburarea ordinii și liniștii publice și porturi sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Instanța a stabilit astăzi ca cei 6 tineri să fie puși sub control judiciar pentru 60 de zile. Ei sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.